Polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Ciorani au făcut două percheziții domiciliare în Comuna Babana într-o cauză penală în care se efectuează cercetări pentru furt calificat. Din cercetări a reieșit faptul că în noaptea de 30 spre 31 iulie persoanele bănuite de comiterea faptelor ar fi sustras 180 de litri de combustibil din două utilaje folosite la lucrările autostrăzia 7. Patru persoane au fost duse la sediul unității de poliție pentru audieri.